Am revenit alături de dumneavoastră, domnilor și domnilor, și deja eram prins în discuții, pentru că alături de mine este doamna Galina Leșco, președintă Asociației Obștești Sănătate pentru Tineri și coordonatoare rețelei Youth Clinic. Bună dimineața, bine ați venit, sărut mâna. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație și interes. Da, apropo, pentru a le spune și celor de acasă ceea ce discutam noi, discutam despre un serviciu medical mobil pentru tineri și în aceste momente discutam despre modalitatea, de fapt, de punere în practică acestui serviciu medical mobil. Inițial vreau să ne spuneți în ce constă acest serviciu. Da, de fapt, noi ne bucurăm foarte mult că ne-a reușit să începem pilotarea. Avem jumătate de an de pilotare a acestui nou serviciu, dar el era gândit de foarte mult timp înainte. Era gândit ca un serviciu component a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, a centrelor Youth Clinic, care le mai cunoaște lumea acum. Sunt 41 la număr în toată Republica, ca să putem ajunge în primul rând la adolescenții din mediul rural, în al doilea rând la cei în situații de vulnerabilitate, care nu pot atât de mult circula și așa mai departe. Dat fiind problemelor financiare și subfinanțării, n-a fost posibil să creăm până în prezent, dar acum, vedeți, criza dă și oportunități. Am negociat cu Salvați Copiii România, care a fost foarte deschis să ne susțină ca minimum cu două mașini, cu două clinici bine echipate, pentru ca să oferim practic un pachet destul de bun de servicii în afara centrelor. Da. Avem posibilitatea să vedem și imagini pentru cei de acasă, aduc la cunoștință această informație. Vreau să vă întreb, pentru că ați menționat că este o pilotare a proiectului, în ce zone este această pilotare? Da, deci la moment noi pilotăm o mașină în Chișinău și în suburbii, fiindcă gândirea lor este să ajungem și la adolescenții din Moldova, care sunt într-o situație mai vulnerabilă, dar desigur să ajungem și la cei refugiați care la fel sunt într-o situație foarte vulnerabilă și luând în considerație că Chișinău este locația unde sunt cei mai multe persoane refugiate, și vrem să vedem care sunt rezultatele într-un raion rural, cum ar fi Cimișlie în cazul nostru, cum ajungem la sate, în toate satele, cu servicii care mai greu se ajungea. Și suntem foarte impresionați și noi, singur la drept vorbind, pentru mine a depășit chiar așteptările unde am ajuns, la cei tineri care foarte greu de obicei se încadrează, vin la servicii. În general, adolescenții, dat fiind particularităților lor de vârstă, trecere perioade de maturizare, ei mai greu accesează un serviciu obișnuit. Este necesar ca serviciul să fie adaptat puțin și în sens de comunicare și în sens de mai multe caracteristici ca să fie acceptat de ei. Cei în stare de vulnerabilitate, având și resurse financiare mai reduse și așa mai departe, în special în mediul rural, cu părere de rău, noi vedem că noi analizăm în permanent și rezultatele centrelor și statisticile și de ce urmărim să ajungem la cei care au nevoie cel mai mult. Din ce îmi dau seama, cea mai mare provocare, în mod special în punctele raionale ale Republicii Moldova, este infrastructura spre anumite localități rurale. Nu știu dacă până acum v-ați confruntat cu acest lucru. Ne confruntăm, da, șoferii au grijă să meargă atent, dar bine. Probabil că în toate celelalte momente, asta, dacă se ia toată atenția, am avut parte de o iarnă așa mai moale, dar mașinile și-au fost echipate foarte bine. Știți de ce vă întrebam lucrul ăsta de partea logistică și modalitatea de a ajunge în anumite puncte rurale? Pentru că urma să vă întreb ce alte provocări ați întâlnit până acum și dacă au fost anumite provocări pentru dumneavoastră. Bună întrebare. Provocări, este mai greu de unit eforturile, fiindcă în astfel de exemplu, la Chișinău, noi am inclus toate sectoarele din Chișinău și toate suburbiile și lucrează 5-6 centri de sănătate prietenoase tinerilor sau Youth Clinic, de a uni eforturile, de a coordona autoritățile publice locale. E un serviciu nou, trebuie prezentat, trebuie să avem timp pentru a le demonstra că chiar vine să ajute, nu vine să facă o demonstrație, ceva, dar în ajutor. Probabil că la început este doar timp pentru pledorie. Aceasta este pentru viitor, desigur, că deoarece acum mașinile sunt acoperite, toată întreținerea lor și toată documentarea serviciului este întreținută din proiect, probabil că provocarea cea mai mare va fi să devină real, durabil, o parte din sistem
sistemul statal care noi vrem să, în principiu, noi am venit să, să fortificăm serviciile publice existente cu ele. E câștigarea încrederii, ceea ce menționați dumneavoastră, câștigarea încrederii față de autorități și față de tineri, în mod special, pentru că ei ar trebui să fie, și ei sunt, de fapt, beneficiarii direcți. Da, și tinerii, probabil, că cei mai rapid au acceptat și de acum, dacă se duce mașina a doua oară în aceeași locație, cu mult mai ușor vin la mașină și solicită serviciile și în cadrul serviciilor deja existente au fost depistate și o serie de infecții și sarcini și oferite contraceptive și unele medicamente de tratament sindromal, au fost depistate o mulțime de anemii, de dereglări, de nutriție, mai ales iată, la persoanele refugiate, la cei din centrele de plasament, cei din grupurile foarte vulnerabile, o complexitate de probleme care noi le depistăm. Acum încercăm să iarăși să adaptăm și protocoalele noastre de a acorda asistența asta mai complexă la ieșire. Asta vreau să vă întreb. Există și o continuitate, pentru că la un moment dat poate fi depistată o problemă și dacă continuitatea o duceți tot dumneavoastră sau dacă este transmisă mai departe? Da. Deci, care e plusul foarte mare a acestui serviciu, fiindcă el nu e un serviciu paralel, nu e un serviciu de sine statător, el e o parte a serviciului din IUS Clinic și este foarte simplu când se depistează un caz și este în puterea echipei multidisciplinare a centrului, se preia de centru, se referă la centru și foarte ne-a arătat practica foarte bine că când se duce inițial mașina, apoi le este cu mult mai ușor să vină. Am să vă spun doar un caz așa mai complex. Medicii noștri s-au dus într-o școală profesională din suburbie Chișinău și să prezinte mașina, să mai discute și când a discutat cu toată lumea că iată, este așa mașină, puteți da oricare întrebări la specialist. Noi avem așa o practică de a da întrebări anonime ca să se simtă toți confortabil, nu doar să venim așa și să citim ce avem de citit, dar să le răspundem la întrebări. A fost surprins doctorul că au început a veni o problemă foarte mare, acum este tentativele de suicid, sănătatea mentală pe lângă, adică e o complexitate. Vreau câteva întrebări au fost legate de tentativele de suicid. Și doamna doctor care era acolo prezent, noi avem câteva servicii incluse, inovatorii, ea s-a dus cu serviciu mobil, a făcut discuția aceasta, a identificat, a spus, uitați-vă, este serviciu nostru telefonic, linie fierbinte, care lucrează non-stop, 24 de ore, tot e un serviciu nou, 800-822, 0800-822. Zice, hai să formați și puteți să apelați, fiindcă psihologii stau 24 de ore în gardă. Băieții au telefonat chiar după întâlnire la linie fierbinte. Linie fierbinte, psihologii le-au acordat asistență de urgență și au fost invitați și ei au venit apoi la psiholog. Iată așa, noi lucrăm ca să ajungem real, să ajutăm adolescenții și lor cu mult le mai ușor când vine serviciul la ei, măcar pentru primul contact, ca apoi să aibă încredere și să contacteze componentele serviciului. Desigur, care situații care nu țin de competența noastră sau trebuie să mai departe. Noi facem referință cazurile de infecții serioase de tip sifilis, HIV identificate, noi desigur că le referim. Au fost și astfel de cazuri? Da, cu păreri de rău au fost și astfel de cazuri, ele se întâmplă și pe de o parte asta ne arată situația, pe de alta că serviciul lucrează și atunci noi urmărim să referim cazurile în programul existent, în serviciile existente. Și ce vreau să vă întreb, pentru că sunt sigur că dintre cei care ne urmăresc, pentru că avem telespectatori din întreaga țară, unii se întreabă, fiind un program pilot, dacă deja există în Bătaia Lungă a Puștii un termen sau o anumită perioadă în care planificați să ajungeți și în alte puncte raionale, pentru că mulți ar putea să se întrebe la noi când. Și dată că noi cu toții ne întrebăm și punem întrebarea asta și la Ministerul Sănătății, putem să ajungem cu mult mai rapid, fiindcă și în Programul Național de Protecție a Copilului sunt scrise și prevăzute dezvoltarea unui astfel de servicii. Noi, în cadrul normativ referitor la Serviciul de Sănătate Prietenoase Tinerilor, este o deschidere a mai multor parteneri de dezvoltare pentru a ne extinde serviciul, a ne ajuta să extindem serviciul. Ține de acum, așteptăm deschiderea Ministerului Sănătății să accepte acest lucru.
Da, apropo, și vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că ați menționat deja, deși este un serviciu mobil, sunt anumite locații pe care dumneavoastră le selectați, da, acolo unde merge acest serviciu. Dacă au fost cereri, dacă au fost cereri de la anumite instituții sau anumite zone, da, unde să mergeți? Da, a fost un caz foarte interesant. Una din colegile mele a fost la televiziune, mi se pare chiar la dumneavoastră, când numai a început să funcționeze, a prezentat serviciu și o asistentă medicală dintr-o școală profesională a căutat toate contactele. La televiziune a sunat, apoi televiziunea ne-a găsit pe noi, zice, uite, noi avem fete venite din sate, din situația rurală, vă rog frumos veniți la noi. Și într-adevăr colegii mei când au fost, noi am răspuns desigur că la această solicitare și au găsit mai multe probleme care într-adevăr era bine ele, aceste elevi le este mai greu să acceseze serviciile la moment, a fost nevoie și o mulțime de cazuri de anemie și alte multe probleme care au fost depistate, adresate imediat și datorită televiziunii inclusiv. Iată cum lucrează lucrurile și asta un exemplu, dar noi permanent și la început, chiar când am creat serviciul la Chișinău, prima a fost o ședință de orientare cu reprezentanții tuturor instituțiilor interesate, cu autoritățile locale, cu diferite instituții și avem tot mai multe cereri, nu reușim să... De acum colegii noștri spun că ar fi bine, noi avem o mașină pentru Chișinău. Era ideea că să avem doar o mașină pentru un sector cu suburbiile, ca să facem niște grafice stabile cu locuri de staționare preștiute pentru adolescenți, că uite, noi vom veni vineri și vom staționa aici. Acum încă nu e posibil, fiindcă nu reușim să le să vedem toate solicitările. Dar sper că asta va fi în viitor. Eu sunt sigur că această discuție putem să o mai avem încă pentru foarte mult timp, pentru că ar fi foarte multe detalii pe care dumneavoastră ați putea să ne le oferiți, luând în calcul deja și experiența acumulată în toată perioada în care este programul pilot pus în aplicare. Vă doresc în continuare încredere de partea tinerilor, iar pentru tineri mesajul ar fi, indiferent dacă merg la acest serviciu medical mobil sau dacă merg la un serviciu medical static, să o facă, pentru că trebuie să creăm și această cultură de a ști de fiecare dată ce se întâmplă cu sănătatea noastră. Vă doresc mult succes mai departe și vă aștept cu mare drag să reveniți. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și da, adolescenților în fiecare raion, căutați Youth Clinic MD, găsiți cel mai apropiat centru, apelați cu oricare întrebare. O să vă ajutăm să o rezolvați.